Dacă astăzi tot am curățat mușcatele pentru iarnă, este bine să păstrăm butași, să confecționăm butași din ramurile pe care le-am tăiat, butași cu lungimea de 10 cm, pe care îi punem într-un vas cu apă la înrădăcinat. În aproximativ o lună de zile vor apare primele rădăcini, moment în care putem muta acești noi butași în substrat cu pământ, chiar dacă este iarnă. Procesul va fi mai lent, dar se poate realiza această înmulțire prin butași și iarna. Din lăstarii pe care i-am tăiat din mușcate, în momentul în care le-am pregătit pentru iarnă, am pus la înrădăcinat câțiva butași. Haideți să vedem după 3 săptămâni care sunt rezultatele. Avem una cu rădăcini pe care deja o vom pune într-un nou vas. Și mai avem încă una care acum formează și ea primii mugurași de rădăcină. Este momentul oportun, chiar și pentru aceasta, să o punem într-un vas separat. Restul le punem din nou în vasul cu apă și le lăsăm în continuare până când vor forma rădăcinile în mod vizibil. Și la aceasta se observă un mugure, dar o vom mai lăsa în continuare în apă. Deci, așa cum se vede, suntem în plină iarnă, în plină toamnă, perioadă de repaus, dar înmulțirea prin butășire la mușcate funcționează. Acesta prezintă o zonă de calusare, zonă din care în 7-8-10 zile se vor forma noile rădăcini. Este frig și de aceea durează mult mai mult, plus că plantele nu au același semnal de la natură așa cum este în primăvară, când sigur ele își declanșează procesul de înrădăcinare și creștere. Pe acestea trei le voi pune în vase cu pământ. Pământ simplu din grădină. Gata! Am pus noi lăstari de mușcate în recipiente cu pământ. Le voi duce din nou în casă, unde vor rămâne acolo până la primăvară. Și borcanul cu ceilalți lăstari va rămâne și el în continuare în casă până ce vor produce lăstari și ceilalți butași și vor fi gata de pus în pământ. O procedură simplă la îndemâna oricui. Încercați și voi, este foarte ușor și gratuit. În felul acesta veți avea flori frumoase, le veți înmulți pe acele flori pe care voi le îndrăgiți.